Conform noilor prevederi legale, elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație. În Valea Jiului este o firmă de transport care nu vrea să asigure transportul elevilor la școală, administratorul spunându-i președintelui Laurențiu Nistor că nu vrea să respecte legea. Subiectul a fost prezentat consilierilor în cadrul ședinței Consiliului Județean de ieri, 31 octombrie. În tot județul, și am stat de vorbă împreună cu doamna inspector general, doamna consilier județean, doamna șeferie, am stat de vorbă cu toți transportatorii. Un singur caz în exterior, în Valea Jiului, ZMK. Nu mă înțeles să nu-i spun și numele acestei firme, că trebuie să-i facem contractare. Îmi spune la telefon stimata doamnă, că o respecteți, o doamnă. Domnule președinte, vă mulțumesc că m-a sunat. Declar, eu nu respect legea. Vă dați seama că mă cutremuram pe scaun. Spune un om că nu respectă legea. Ea nu transportă elevii, nu acceptă să facă pe publică cum trebuie, nu dă abonamentele de, deși, dragi consilieri județeni și stimați telespectatori care ne vedeți la această oră, o să vă spun că primul de cont care a venit la termen de s-a și făcut. Ce vreme mult decât atât se dezbate? Am găsit transportatorul și acum vine un transportator și spune că nu vreau să fac, că nu respect legea. Dacă nu respectă legea, doamna Stănie, căutăm în continuare, veniți, aveți sprijinul nostru la Consiliul Județean, să vedem cum rezolvăm problema cu această firmă din Valea Jiului. Nu accept ca părinții și elevii să sufere din cauza unei firme care nu vrea să accepte legea. De suferit din cauza transportului auto au avut de suferit și elevii din comuna Lăpugiu de Jos, care fac naveta la liceul din Ilia, dar problema a fost rezolvată punctual de către administrația locală.